Și după ce au aflat că trofeul Euro 2020 a ajuns la ei, fanii au sărbătorit victoria de pe Wembley, cum au știut ei mai bine. Străzile din Roma au fost pline de râsete, cântece și scandări, toate pentru a celebra victoria mult așteptată. Colega mea, Ioana Răduca, este la Roma și a fost martură la reacția suporterilor italieni. Sunt mii de oameni adunați aici în centrul Romei. Imediat după meci au venit, scandează în continuu, cântă, se îmbrățișează. Sunt teribil de bucuroși și e firesc să fie așa, pentru că ei sunt campionii Europei.